Bună seara! Astăzi aș vrea să discutăm câteva cuvinte despre ceea ce se cheamă hai să vedem sfaturile dintre fete. Și, știi tu, fetele, haide să nu le spunem rele, ci fetele inteligente, deștepte, care știu, cunosc, fac și dreg și încep să sară calul câteodată. Și sare în felul următor calul. Păi, îl știi pe Gicu, le-am dat o cheie și mi-a plăcut, dar nu le-am înțeles, așa că ne-am despărțit. Îl știi pe varul din Congo? Da, dragă, ăla cu aia lungă și cu nu știu ce și albul negricios maroniu? Da. Mi-a plăcut, mi-a dat durere și suspine. Așa că ne-am despărțit. Îl știi pe varul de la etajul 7 al tău? Și cu el m-am combinat cândva. Și am testat. I-am dat cheia și am zburat. Că lui nu i-a plăcut. Îl știi pe prietenul tău cel mai bun, dragă? Ce nu i-am dat cheie? Că la mașină, știi, dai o cheie? Depinde de care cheie. Știi că dacă e cheia de la motor să-l pornești, e o cheie bună. Dacă să-și potrivești. Dacă nu, cheie de 10 și încearcă să pornești cu cheia de 10 un motor de mașină nouă. Sau de 14, sau de 15. Trecem la următorul. Și îl știi pe fostul actual soț al meu? Cum adică fostul actual soț? Păi prima dată că a fost actualul soț, care i-am dat o cheie, ne-am plăcut, ne-am pupărit, ne-am făcut, ne-am dregit, ne-am trăgit, am făcut o familie, până când într-o zi iar am văzlit în barcă mai tare decât nu știu cine. Așa că... Doar ce-am spus de pizza că e... Bine, gata. Bine, gata, mă duc cu... Ei, Lumina! Deci revenim. Actualul fost. Da? Și ne-am despărțit. De ce? Pentru că am văzlit mai tare și ne-am despărțit. Și uite așa ajungi la chestia aceea când cineva mai bătrân, mai în vârstă îți explică toate acestea. După care spune, da, eu am divorțat și de atunci nu mai m-am recăsătorit. N-am mai decât un băiat așa bun, un bărbat așa bun, mai ceva ca actualul fost soț. Înțelegi? Și începe familia să crească. La un moment dat, că na, dacă te desparți în acea familie, când ești actualul fost soț sau fostul actual soț, sau soție, copiii înțeleg în felul următor. Dacă mama și cu tata s-au despărțit că nu le-au fost bine și eu trebuie să dau această cheie. Știi? Și rămâi așa șocat pe viață când, și când îți dai seama dintr-o dată că e ca și povestea cu Speranța. Sau cutia Pandorei. Mitologie veche. Li s-a dat de către zei o cutie, numită cutia Pandorei. Nu deschideți această cutie, că pe pământ va fi o mare prostie. Și vine un om, deschide cutia, ca și cutia de zestre. Capacul.
Și te uiți acolo sus și într-o dată vezi că începe să sară. Aici, război în Atene, din coace dragoste în Italia. Aici, nu știu mai ce. Bineînțeles că, virgulă, zeii supărați se uitau așa de sus în jos. Ia uite de la pământeanul ăsta ce prostie a făcut, a deschis cutia Pandorei și a deschis-o, și a deschis-o. Și au început să zbire de sus. Bă, ce faci? Așa că pământeanul a luat și a pus capacul din nou. Pug, numai că rămăsese înăuntru o chestie interesantă. Speranță. Știi? Așa e și cu ultima cheie. Adică cheia cu... Dacă mama și cu tata au divorțat deja și le este mai bine, uite așa, păi atunci este mai bine să îi copiez și eu și pe mama și pe tata și pe gicu și pe vecinul și pe toate cele. E, și ajungi la chestia cu speranța. Speranța moare ultima că dumneata nu voi da divorț de cineva. Să crezi suma ta. Dacă mama și cu tata, gicul, bunicul, tata, nu știu ce, uite așa. A murit speranța. E ca și, nu știu, dacă ați văzut desenele animate Dexter Laboratories. Practic era un frate și o soră. Amândoi unul mai bun decât celălalt în ceva. Unul să producă și fata să distrugă. E, și Dexter, băiatul care avea un laborator, tot timpul inventa lucruri noi. Până când într-o zi sora lui Dexter sau Dili, cum îi spun românii noștri sau așa, care se percepea să strice, se duce în laboratorul Dexter și îi povestește ceva de genul în felul următor. Sau ia ceva de genul următor. Dexter produce o telecomandă care face, nu știu, călătoria în trecut, în viitor, poate și în prezent, sau mai știu eu ce. Și ia telecomanda acelei persoane care a creat-o, Dexter, numindu-se, Didi, fata, sora, o telecomandă, așa micuță, așa, cam cum este aceasta, numai că avea un butonaj mic roșu. Adică nu avea power on, off, să oprești sau toate cele. Pur și simplu un buton roșu. E, cam așa e și povestea. Cu să nu încerci tu acel butonaj, acea cheiță, sau să speranța moare ultima. Știi? Penibilă treaba, dar de exemplu, Didi ce a luat? A luat telecomanda și a băzat. Poc! Dexter a început. Nu face așa ceva. De ce? Pentru că se întâmplă o prostie, uite așa. Știi? Așa e și cu chestia aceea. Am fost cu Gicu, cu vărul, cu prietena, cu prietenul cel mai bun, cu soțul și ne-am despărțit. E, când trebuia să nu se mai să zică ne-am despărțit, era faza cu telecomanda apăsată. Te rog, nu apăsa telecomanda asta, că te faci arce parce. Dar ce am putut să mă abțin? Realitatea umană. Vă las să
gânguriți.